nici la capitală, nici pe de parte conducerea Partidului Liberal nu a fost informată și nu a decis începerea campaniilor unele sectoare și nu s-au aprobat acești oameni care candidează la capitală. Dacă la județe funcția de președinte al Consiliului Județean și funcția de primar la reședința de județ a fost discutată și aprobată în birou politic, aici partea asta nu s-a întâmplat așa la capitală. Și bineînțeles, au fost propuneri, măsuri de înlocuire acestor oameni cu altfel de oameni în care să existe comunicare. Lucian Iliescu a mai spus că marea majoritate a membrilor conducerii PNL a votat propunerea de înlocuire a lui Andrei Chiliman, ceea ce arată că decizia este justificată. Am votat în marea majoritate a voturilor, adică într-o majoritate zdrobitoare, așa că oamenii care conduc Partidul Liberal au avut posibilitatea să exprime și votul spune soluția dată. În rest, alte discuții n-au sens, pentru că eu am niște principii și le știți foarte bine. Pentru mine, cheia succesului există, în primul rând, disciplina și, bineînțeles, organizarea. Dacă aceste două laturi le ai mereu în atenție, succesul este lângă tine. Aceste lucruri nu s-au întâmplat și la capitală și au apărut probleme.